de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața! Admiram, recunosc cu mare bucurie faptul că oamenii responsabili din statul român au grijă de noi. Suntem în perioadă de vacanță, deci oamenii pleacă în vacanță. Guvernul este în vacanță, întrucât două dintre cele trei formațiuni politice care fac parte din arcul guvernamental au probleme de alegeri interne. A rămas UDMR-ul să ne conducă, ceea ce până la urmă pare să nu fie extrem de rău pentru populația minoritară din Transilvania. Peneliștii se bat între ei, useriștii cu plusul se bat între ei și în timpul acesta domnul Ciolacu arată că este un român adevărat, un român care își petrece vacanța în țară și nu oriunde, ci într-un loc în care pe vremea lui Ceașcă te dezbrăcai de toate secretele vestimentare și făceai o baie în mare, adică la Vama Veche. Domnul Ciolacu împreună cu domnul Grindeanu, pe care îl ține prietenește pe după umeri, după cum puteți vedea, s-au dus la Vama Veche și de acolo, în loc să bucure ca tot românul de aer, apă și mizerie, că așa este acum la Vama Veche, au transmis un mesaj pentru premierul Florin Câțu, bând un pahar sau mai multe de alcool. I-au scris frumos: Florin, noi suntem aici. Tu, ca să vedeți ce griji au cei din PSD în momentul acesta. Nu tu moțiune de cenzură, cum ar face orice partid serios, că încă nu s-au înțeles ce și când și cum, care îndeplinește mai repede ordinul de a nu face o moțiune de cenzură care să treacă, el sau Grindeanu. Ce îi răspunde Florin Câțu? În loc să ignore un asemenea mesaj absolut stupid la vremea aceasta, Florin Câțu îi răspunde: vacanță frumoasă până în 2028. Trebuie să recunoaștem că răspunsul este inspirat, dacă vrem să spunem așa, dar să pronunț cuvântul a inspira legat de Florin Câțu acum este destul de periculos, după cum a fost periculos și în momentul expirării undeva prin Statele Unite ale Americii, dar domnul Florin Câțu, de pe înălțimea sondajelor de opinie din ultima perioadă, care cotează PNL-ul cu vreo 7% mai puțin decât avea înainte, îi urează vacanță frumoasă până în 2028 PSD-ului, liderului PSD. Ceea ce ne face sau ne ridică semne de întrebare cu privire la perspectiva apropiată sau îndepărtată cu care lucrează actualul prim-ministru al României și probabil și viitorul, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp. Asta este situația la băieții aceștia. Nu mai insistăm ce se întâmplă în PNL, cum și-o trag la joale la modul neelegant total, că până și sacul de box numit Ludovic Orban s-a supărat și a zis că pe Facebook-ul peneliștilor, pe care îi cunoștea el și pe care i-a și păstorit mult timp, a ajuns să fie mai atacat decât la PSD. Deci nu ne oprim asupra lor, ne ducem puțin spre zona USR+. USR+, de fapt, nu este USR și plus, este USR-ul și este plusul, după cum se vede pe, în tabloul celor care și-au depus candidaturile și echipele fiecăruia dintre ei. De exemplu, domnul Barna are echipa lui de useriști, domnul Cioloș are echipa lui de plusiști. Mai este un domn de la Bacău care și el și-a făcut un fel de echipă,
mică, nu contează, dar probabil se negociază. Ce ne interesează pe noi din Neamț în legătură cu acest mic război între două partide mici, dar care se consideră un partid foarte mare? Faptul că în echipa domnului Barna nu apare între fruntașii care îl însoțesc deputatul Iulian Bulai din Neamț, unul dintre oamenii foarte importanți în USR Plus până acum, deoarece el era votul cu numărul 13 care făcea diferența în forul lor de conducere. Vota Iulian Bulai cu Barna, avea o majoritate, nu vota, mai era o problemă. Ei bine, Iulian Bulai nu este acum pe listă și a făcut o postare, o găsiți toată lumea, nu este o problemă, nu stăm să mai cităm din ea acum, în care spunea că a fost o onoare să fie vicepreședintele celui mai tare partid din România, nu cel mai puternic, cel mai tare, și că va continua să activeze în viața publică încă 50 de ani. E interesant de ce Iulian Bulai nu este în echipă. Probabil că negocierile s-au blocat în momentul în care au constatat cei din București că Iulian Bulai a avut o puternică opoziție în organizația județeană și a câștigat la limită bătălia pentru șefia organizației, ceea ce nu ar garanta în totalitate un vot in integrum pentru Barna la alegerile interne din USR. Dacă acest vot se va produce, s-ar putea, spun și eu acum, fără să am prea multe elemente, să-l vedem pe Iulian Bulai sprijinit la alegerile viitoare pentru un post de europarlamentar, dacă nu se întâmplă alte lucruri până atunci. În fine, astea au fost comentariile din această dimineață și mergem spre invitatul pe care vrem să-l activăm acum pe Skype, dacă reușim. Am făcut pe Skype un apel către... Bună dimineața, invitatul a apărut, să vedem dacă... Așa, îl avem în ecran în momentul acesta. Bună dimineața, domnul director al DSP Neamț, Direcția de Sănătate Publică Neamț, Radu Firăstrău. Bună dimineața, bine ați venit la noi în studio. Bună dimineața, domnule Bolănescu. Îi salut pe toți cei care ne privesc în acest moment. Domnul director, nu vreau să intru în polemici, există sau nu există. Nu vreau să intru în polemici, e eficient sau nu e eficient vaccinul. Aș vrea să discutăm un pic pe marginea situației de acum din Neamț, pentru că noi ne raportăm la cifrele pe care dumneavoastră ne le trimiteți săptămânal și zilnic prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Crește numărul de cazuri pe care le raportați dumneavoastră. Deci, care este situația în momentul acesta în Neamț? Domnul Bolănescu, foarte pe scurt, vreau să vă prezint câteva cifre. În Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 19.328 de cazuri. Au fost testate până în prezent peste 73.000 de persoane, fiind lucrate un număr de aproximativ 207.000 de teste. Există până în acest moment 775 de decese, din păcate. Mai concret, revenind, de exemplu, la ultima săptămână... Asta vreau să vă rog. Știți, lumea e în vacanță, nu lucrează cu cifre mari. Ei vor să lucreze cu cifre mici. Și eu vreau să lucrez cu cifre mici. Avem totuși o cifră mare în ceea ce privește numărul de teste efectuate în ultima săptămână, 7.591. Dintre acestea au fost înregistrate 154 de cazuri noi, din care 17 sunt copii. Din păcate, în această săptămână avem și 7 decese. Un număr de 47 de persoane confirmate COVID sunt internate în acest moment în spitalele din Neamț, 4 fiind pe terapie intensivă. Incidența, vă rog, incidența, vă rog.
Vă rog. Prezența pe județ a crescut la 0,4 cazuri la 1000 de locuitori. Două localități au incidență cumulată de peste 3 la 1000. Iată, domnule Bolănescu, dacă în lunile iunie și iulie au existat nenumărate zile cu 0 cazuri, acum clar suntem în valul 4. Tulpina Delta va deveni în curând dominantă. O tulpină Delta care este de două ori mai contagioasă decât celelalte tulpini de până acum și un lucru îngrijorător este faptul că afectează și copiii. INSP-ul a oferit niște date și la nivel național și anume că vârsta medie a pacienților infectați a scăzut de la 48 la 43 de ani. De asemenea, statisticile arată că a crescut numărul de decese la pacienții fără comorbidități. Există o estimare, dar este doar o estimare, că vârful acestui val 4 va fi undeva pe la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Este clar că spitalizările vor urma evoluția infectărilor, din păcate la fel și decesele. Un lucru foarte important, 80% din infectările din ultima săptămână sunt la persoane nevaccinate, iar 95% din cazurile din decese sunt la persoane nevaccinate. Iată deci că vaccinul nu oferă o eficacitate de 100%, dar, după părerea mea, oferă un procent destul de ridicat de protecție. Iar în cazul infectărilor, este clar că persoana respectivă va avea niște simptome mult mai ușoare decât în cazul persoanelor nevaccinate. Domnul director, nu vreau decât să confirm ceea ce spuneați dumneavoastră, că va fi valul 4 undeva la sfârșitul septembrie, așa spuneau analiștii politici de acum vreo 5-6 luni în emisiuni de politică, spuneau că valul 4 va veni undeva la finalul lui septembrie, după ce se termină cele două congrese care au loc în această perioadă. Ei făceau un calcul simplu, trebuie să participe minim 5.000 de oameni la un congres, nu poți să ai valul 4 cât timp ai 5.000 de oameni la congres, dar după aceea există această posibilitate. Era o glumă, vă rog să mă înțelegeți. Dar nu vreau să intru în teorie conspirație. Dar nu e vorba de teoria. Aceste estimări le spun specialiștii în domeniul medical. Am înțeles. Eu, dacă au nimerit-o și cei din politică, foarte rar nimerești cei din politică ceva. De data asta se pare că au nimerit-o, ceea ce înseamnă că sunt cu ochii pe evoluția bolilor din România, cei din analiștii politici. Să revenim un pic, deci Tulpina Delta. Avem două comune cu 3 la 1000, da? 3 la 1000. Una chiar care a depășit 4 la 1000. 4 la 1000. În cazul acestor comune s-a gândit cumva, știți ceva, există vreo adunare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să ia niște măsuri specifice acolo, având în vedere că e vorba de Săbăoani, o comună importantă, mare și, cum să spun, care a beneficiat în ultima perioadă de vizite ale unor politicieni interesați să o dezvolte. Deci, da, probabil foarte curând, în zilele acestea, va avea loc o ședință a Comitetului Județean de Situații de Urgență și se vor lua măsurile legale. Deci ne așteptăm din nou la același gen de măsuri, nu? Circulație, mască, când va începe școala vom vedea ce va fi. Deocamdată nu suntem la 6%. La 6 la 1000. La 6 la 1000, da. Așteptăm un comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății și acolo se vor stabili clar niște reguli în legătură cu școlile. Se pare că un criteriu important va fi această incidență de 6 la 1000. Se discută după acest prag dacă școala se va face exclusiv online sau în regim hibrid. Acum, săptămâna trecută, vineri, într-o emisiune cu domnul primar, am discutat despre un lucru și pentru că noi ne vedem destul de rar în emisiune, așa să ne vedem unul cu celălalt, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Ați trimis o adresă către cabinetele școlare ca să poată să facă, le-aș cerut să-și exprime dorința sau nu de a face vaccinare acolo și dacă au personal. Din câte știu eu, răspunsul inițial a fost nu, 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 nu sau în mare majoritate nu. Care este adevărul? Răspunsul a fost în exclusivitate nu. Aici sunt mai mulți factori implicați.
Practic, unii au invocat și faptul că în cabinetele lor nu se pot amenaja circuite ca pentru ca ei să facă această vaccinare. Unii pur și simplu se feresc ori de reacția părinților, ori se feresc din a-și asuma o responsabilitate, dar în continuare vă pot spune că răspunsul este același. Dar au motivat cumva, adică, domne, noi suntem medici, avem și asistenți, nu avem frigider, nu avem net, ce au spus? V-am spus, există o reticență în legătură cu acest lucru, dar nu este nicio problemă. Dacă vor fi doritori, noi putem asigura echipe mobile care să meargă în fiecare școală să vaccineze pe cei care doresc, repet. În laboratoarele respective? În cabinetele respective? În cabinetele respective. Am înțeles. Nu, mi s-a părut totuși ciudat că niciun cabinet școlar nu și-a exprimat dorința de a fi acolo pentru cazurile puține, probabil, care își vor exprima dorința de a se vaccina. Mai ales că, din câte știu eu, se și plătește acest serviciu, dacă nu mă înșel. Bineînțeles. Da. Aș vrea, dacă vă rog. La capitolul vaccinare, să vă ofer niște cifre și în legătură cu acest proces. Vă rog. Conform Registrului Electronic Național de Vaccinare, peste 90.000 de persoane cu domiciliu în județul Neamț sunt vaccinate cu schemă completă. Au fost administrate 156.104 doze, numai în ultima săptămână au fost administrate 3.067 de doze. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor care au înțeles importanța vaccinării și, nu în ultimul rând, și cadrelor medicale care au participat la acest proces. Și, după cum bine știți, vaccinarea nu are loc doar în centre de vaccinare, ci se face și prin intermediul medicilor de familie. Le mulțumesc celor 86 de medici care au ales să participe la acest proces, doar în cabinetele lor au fost vaccinate în acest moment peste 10.000 de. Deci din 90.000, 10.000 s-au vaccinat la medicii de familie. Da, procentul cu Johnson & Johnson se pot vaccina cu orice fel de vaccin în cadrul cabinetului de medici de familie. Domnul director, în unele țări deja se vorbește și a și început în unele țări vaccinarea cu a treia doză sau, mă rog, cu combinație. Ce știți la noi ce se discută în momentul acesta? Deocamdată nu vă pot spune foarte multe despre acest aspect. Dacă specialiștii vor hotărâ că este eficient să facem și a treia doză... Nu s-a discutat deloc până acum. Nu s-a discutat deloc. Dacă se va hotărâ ca a treia doză să fie administrată doar persoanelor dintr-o anumită categorie, cu risc sau o anumită categorie de vârstă, vom vedea. Bun, acum pot să vă zic doar că pentru stimularea vaccinării, în general, neapărat cu a treia doză și pentru cei care de-abia acum vor trebui să fie convinși, Ministerul Sănătății pune în dezbatere publică o ordonanță de urgență care se urmărește recompensarea sau, așa cum a spus, stimularea celor care doresc să se vaccineze sau o metodă de a-i convinge prin tichete de masă, prin diverse loterii. Aici există două opinii diferite și anume sunt unii care spun că este în regulă să precurgem la astfel de metode, până la urmă scopul este să vaccinăm, iar a doua opinie este că acest lucru nu ar fi oarecum moral, că nu este deontologic, că astfel vei pune în pericol toate procesele de vaccinare din viitor, fiindcă lumea va aștepta tot timpul o recompensă. Bine, acum, cel puțin la nivelul la care discutăm, e o situație deosebită cu care nu ne-am mai confruntat în această viață, cel puțin. Și personal împărtășesc această opinie. Da. Și atunci probabil că se caută măsuri speciale. Bun, în momentul acesta spuneați că avem 100 și internați în spital, nu mai țin minte cât ați spus. Nu, 47 de persoane confirmate sunt internate astăzi, dar cu siguranță numărul acesta va crește. Așa. Foarte curând. Care e situația la nivelul spitalelor din punctul de vedere al DSP-ului?
Ați făcut și niște descinderi, ca să spun așa, controle, cum faceți de obicei în spitale. Cum se prezintă ele în momentul acesta, din punctul de vedere al aprovizionării, cu materiale, cu medicamente, al circuitelor? Ce știți despre Piatra Neamț, cu secția aceea nouă? Chiar în acest moment se desfășoară un control tematic în toate spitalele din județul Neamț. Este în desfășurare. Se va termina undeva spre mijlocul lunii septembrie și vom avea atunci niște concluzii foarte clare. Tematic în ce sens? Sunt acoperite foarte multe criterii. Chiar va fi un control foarte riguros care acoperă foarte multe aspecte. Ne auzim încă o dată. După 15... Vom face public acest raport. Da, nu. Important este că are loc acest control. Ne cam închipuim care sunt domeniile controlate, că nu e chiar așa de greu să-ți închipui. Deci după 15 septembrie vom putea ști ceva. Da. Vom publica raportul acestui control. Avem o strategie privind, de fapt există un plan de reziliență în legătură cu recrudescența cazurilor de COVID. Prin ordinul 434, după cum bine știți, toate spitalele vor trebui să se ocupe atât de pacienți de patologia non-COVID cât și de COVID. Deci toate vor funcționa în regim mixt. Iar prin acest ordin se oferă posibilitatea spitalelor să fie oarecum flexibile. Dacă încep în acest moment cu un anumit număr de paturi destinat COVID-ului, acesta se va putea modifica în funcție de necesități, în funcție de creșterea sau scăderea numărului de cazuri de COVID. Această modificare se face anunțând DSP-ul, nu? Și dumneavoastră trebuie să vedeți, să verificați circuitele. Bineînțeles. Sau există deja? Există deja acest plan, există deja și o ordine a secțiilor care se vor deschide pentru COVID, dar bineînțeles se va face cu un aviz de la DSP. Putem să sperăm că în perioada asta a valului 4 celelalte boli vor primi atenția cuvenită în spitale, în siguranță pentru pacienți? Domnul Bălănescu, intenția noastră este să menținem deschis cât mai mult partea pentru patologia non-COVID. A fost foarte dificil pentru pacienții din zona Piatra Neamț să se deplaseze, după cum bine știți, în trecut la spitalul din Roman sau la cel din Târgu Neamț. Dar, bineînțeles, vioara întâi, până la urmă, în acest val 4, reprezintă toți spitalele de urgență din județul Neamț, respectiv Piatra Neamțul și Roman. Ajută și Târgu Neamțul și, bineînțeles, spitalul de la Bisericani. Dar, repet, intenția noastră este să păstrăm cât mai multe paturi pentru patologia non-COVID în fiecare spital. În altă ordine de idei, știți ceva despre acea construcție modulară din curtea spitalului? Care este situația? Va porni cândva anul acesta sau mergem în valul 5? Cred că joi sau vineri am avut o discuție telefonică cu domnul Filimon, domnul manager al spitalului județean. M-a informat... Nu, așa este în direct, stați liniștit. Da, și pe mine mă sună. Nu e nicio problemă. M-a informat că în această săptămână, dacă nu chiar astăzi sau mâine, vor face din nou recepția lucrărilor. După cum bine știți, a scris și dumneavoastră presa despre faptul că a fost o greșeală de execuție, un detaliu tehnic, mă rog, lățimea ușilor la ATI conform legislației în vigoare, trebuie să fie de 40... Da, cred că avem... O să vă anunț că deja a fost remediată această problemă. După ce se va efectua această recepție a lucrărilor, îi așteptăm la Direcția de Sănătate cu documentația în vederea autorizării acestui modular, în obținerea autorității sanitare de funcționare a SF-ului. Și cam cât ar dura din momentul în care ei vin? Nu pot să-mi asum termene, fiindcă... Nu, dar așa, în mod normal. Așteptăm propunerea lor. Dar dacă lucrurile sunt în regulă și corespund, nu știu, foarte repede se va întâmpla. În decurs de o zi
vor obține acest ASF. Dar, repet, trebuie ca lucrurile să fie în regulă. Cu condiția ca celelalte circuite care sunt pe lângă această construcție să funcționeze. Să vedem în ce variantă o gândesc din cele 17 paturi al acestui modular, câte vor fi destinate COVID și câte vor fi destinate patologiei non-COVID. Am înțeles. Da, dacă mai aveți ceva de comunicat, apropo, cum merge chestia asta cu vaccinarea cu echipele mobile la țară? Am mai spus-o și în mai multe intervenții din trecut. Acolo unde am beneficiat de implicarea primarilor sau a oamenilor din localitățile respective, vaccinarea a mers destul de bine. În celelalte s-au văzut niște rezultate destul de slabe. Etapa aceasta a procesului în care se numește Orașul vaccinează satul se va încheia undeva la 31 august. Sunt localități din Neamț în care am fost și de 6-7 ori. La început a mers mai bine, ușor-ușor trendul a fost descrescător. Aș mai vrea să vorbesc despre un lucru care se întâmplă la noi în județ, care nu prea este în regulă. Eu nu cred că este un fenomen, s-a vorbit și despre acest lucru la nivel național. Au început să existe persoane care vor să beneficieze într-un mod fraudulos de acel certificat de vaccinare. Aici sunt două metode, ori se modifică datele de pe acel certificat și atunci sunt prinse aceste persoane la o simplă scanare, ori efectiv simulează un actul de vaccinare și efectiv parcurg toate procesele pe care le parcurge un om care se vaccinează, mai puțin vaccinarea, evident. Eu sper că sunt doar niște cazuri limitate ca număr. Fac un apel deci, la toți. Să înțeleg, domnul director, să înțeleg că avem deja cazuri? Că dacă sunt cazuri limitate, înseamnă că avem deja cazuri. Primesc semnale că s-a procedat în acest mod. Rog toate cadrele medicale să nu se compromită, să nu-și riște cariera lor. În primul rând este un lucru, în primul rând pun în pericol viața acelor oameni. În al doilea rând este un lucru incorrect și ilegal. Și în al treilea rând își riscă cariera, fiindcă această metodă, se pedepsește conform codului penal. Este o infracțiune. Deci, eu am înțeles, prima metodă e aceea cu schimbarea datei, asta o face, încearcă să o facă cetățeanul care își dorește. Cea de-a doua metodă trebuie să aibă obligatoriu complicitatea cuiva vaccinare. Așa este. Din păcate este și mai greu de dovedit. Doar pentru un flagrant se poate dovedi acest lucru. Sau a mai apărut mai nou o metodă. Și anume că apar persoane în stare destul de gravă la spital și acolo recunosc că au obținut într-un mod fraudulos acest certificat de vaccinare. Da, acum trebuie să recunosc că și noi am primit semnale vis-a-vis de acest fenomen. Mie mi s-a părut foarte ieftin suma care trebuia dată pentru a obține certificatul. Se vorbea de 150 de lei, mie mi se pare mică suma, având în vedere riscul la care s-ar supune un medic, dar cine știe, poate că se ajunge și acolo. Atunci când ești medic și ești și antivaccinist, poate lupți în felul acesta împotriva vaccinurilor. Spuneți-mi un pic, la nivel de cadre medicale în județ, care este procentul de vaccinare? Undeva la 35%, din păcate un procent mic, zic eu. În rândul medicilor procentul este cumva mai ridicat. Media este trasă în jos de către asistenți și bracardieri. Nu vă întreb care e procentul de DSP de vaccinare. Nu mă întrebați. Dar puteți să-mi răspundeți. O să vă spun, n-am făcut un calcul exact, nu am această cifră. Oricum se poate și mai bine, asta vă pot spune. Din câte am văzut, există de asemenea un proiect de lege pe care domnul prim-ministru Câțu vrea să-l lanseze
și anume ca toată lumea din aparatul bugetar, indiferent că este sănătate, învățământ, armată, să aibă două opțiuni. Ori să se vaccineze, ori să-și facă test la un interval de 2-3 zile. Și a treia opțiune ar fi dacă nu să renunțe la funcție. Da. Mă rog, dacă nu înțelegem că acum față de trecut, față de acum un an, avem această profilaxie, avem această metodă să ne batem cu pandemia și, mă rog, sunt persoane care nu vor efectiv să se vaccineze, trebuie să înțeleagă acele persoane că trebuie să reducem riscul de infectare în aceste instituții publice. Adică nu cred că o persoană cu discernământ și-ar dori să meargă la spital pentru o intervenție sau să-și trimită copilul la școală sau, mai știu eu, alte cazuri și să riște să plece de acolo și cu copil. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Un ultim apel. Vă rog. Două lucruri care mai vrea să rog cetățenii. Un apel pentru vaccinare, evident, este o cale de a opri răspândirea acestui val 4, o cale destul de eficientă. Și încă un lucru, aș vrea să fac apel către cetățeni să nu mai aștepte în cazul în care au simptome, să nu mai aștepte să desatureze, să nu mai aștepte să agraveze acele simptome, să ia imediat legătura cu medicul de familie sau să meargă la spital, fiindcă ajung la spital în ziua a 10-a sau a 12-a de la debutul bolii și atunci este foarte greu pentru medici să îi vindece. Da, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție și pentru noutățile pe care ni le-ați adus, pentru că ne-ați adus și câteva noutăți. Și să ne vedem sănătoși la celelalte emisiuni. Numai bine. Mulțumesc, la revedere. La revedere. A fost directorul DSP Neamț, domnul Radu Firăstrău. Am înțeles că se pregătește vaccinarea cu tombolă sau cu bonuri de masă. Pare puțin așa hazliu să vorbim în momentul acesta despre eforturi pentru vaccinare la un an și de la declararea pandemiei în lume. Cum spuneam la începutul discuției cu directorul DSP, nu intrăm în polemici privitoare la eficiența sau nu a vaccinului, privitoare la periculozitatea sau nu a bolii, dar trebuie să constatăm două lucruri. Pe de o parte, o chestiune reală, a crescut numărul de cazuri, dar dacă faci un raport la numărul de teste din ultima săptămână, 7.000 și ceva, nu pare atât de grav și de mult. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu mi se pare că în momentul acesta se conștientizează undeva la nivel înalt că nu suntem din nou pregătiți pentru a face față aglomerării din ATI. Și eu nu spun aglomerarea din cauza COVID. Aglomerarea din ATI, care are de multe ori cauze conexe. Ați auzit, apropo de aglomerarea spitalelor, că se încearcă și se dorește să fie tratate toate cazurile în spitale, să vedem cum vor face față cele două spitale mari din județul Neamț. Cel din Piatra Neamț, care s-a trezit COVID, cum s-a trezit el la vremea respectivă, cu o zi înainte știa că nu este COVID, a doua zi a aflat că este COVID, cel din Roman, care știa că este COVID și n-a mai fost COVID. Asta este situația în județ. Eu fac din nou aceeași remarcă. Analiștii politici dădeau ca sigur valul 4 după ce congresele de la PNL și USR Plus își vor finaliza demersurile de alegere a noilor lideri.
De aici încolo, Dumnezeu cu mila. Cele bune, să fim sănătoși!